S-au luptat pentru bunăstarea comunităților vulnerabile și au reușit. Mai multe organizații neguvernamentale au ajutat 6.000 de oameni din județele Olt, Dol și Gorj să aibă un trai mai bun. Timp de 6 ani au implementat o mulțime de activități menite să contribuie în special la eliminarea inechităților sociale. Înainte eram șofer, angajat, acum am propria mea afacere. Deci proiectul Zefir m-a ajutat în primul rând financiar. Costică Safta este unul dintre cei căruia proiectul Zefir i-a schimbat viața. Bărbatul a participat la cursuri, a fost ajutat cu bani și așa a devenit un mic antreprenor. Am motosapă, atomizor, picurare, toate condițiile moderne pentru a face munca de solar. Pot să-mi ajut și copilul pentru o viață mai bună, pot să petrec mai mult timp stând acasă cu copilul, pot să-i ofer o excursie, că nu ai bani, te marginalizează lumea. De la această realitate dură a pornit și programul Zefir. The whole idea was to reduce the disparity in social inclusion and also economy of few communities, minorities, Roma and other vulnerable groups in the society in Romania. Timp de 6 ani, 12 comunități vulnerabile din județele Olt, Dolj și Gorj au fost ajutate. Am oferit servicii educaționale, servicii de sănătate, am dezvoltat antreprenoriatul în zonă, am îmbunătățit condițiile de locuire. În acest sens am susținut dezvoltarea întregii comunități. Și i-a făcut pe oameni să devină voluntari. Eram foarte mic, aveam undeva pe la 3 ani, iar mama mea a fost bătută, pur și simplu, maltratată. Pe mine m-a marcat din copilărie faptul ăsta și oarecum de asta am fost și așa implicat. În total, 6.000 de persoane au fost ajutate de cele 8 organizații implicate în proiectul Zefir.